Salve, fete! Bine v-am găsit la un episod mai special asta. Deci, da, nu m-aș mira să vorbească Sidighi despre treaba asta, dar peste 40 de ani, ca cu Doki Doki. Nu m-aș mira, să fiu cam sincer. Da, hai să începem. Joc periculos, pe Roblox. Platforma folosită de milioane de copii, poliția avertizează că un joc îndeamnă la sinucidere. Cam da. Un fenomen îngrijorător în mai multe state în care copiii se joacă pe platforma Roblox, un joc periculos, a ajuns în țara noastră. Ministerul Educației a primit de la poliție o informare că mulți dintre copiii cărora li s-a interzis accesul la acest joc amenință cu sinuchiderea. Și pentru că și în România a fost înregistrat un astfel de caz în toamna anului trecut, Ministerul Educației anunță că va derula o campanie de informare în școli. Poliția română a primit informații din partea partenerilor din străinătate care controlează platforma Roblox, că în România, într-unul din jocurile de pe această platformă, care sau traduce cu simulare a sinuciderii, sunt înregistrați și foarte mulți minori români, majoritatea fiind din București, a declarat pentru news.ro Radu Zecăli, secretar de stat din Ministerul Educației. Oficialul a mai precizat că părinții vor fi informați în primul rând prin dirigenții, profesorii, învățători, fără însă a populariza informația prea mult pentru că nu dorim să ajungă la copii, ci la părinții. La părinți pentru a avea un rol preventiv. Hai că dacă e pe online, internet, chestiile alea, cred că știu deja toți copiii din România, pe bune. Pe bune dacă nu. Am mai și publicat ăștia online pachia. Dădeau. Nu trebuie. N-au cum să n-afle copiii mei. Online, acolo cu YouTube, cu Facebook, cu TikTok, cu toate care fac acolo, cu Instagram, cu tot ce trebuie, mă. N-a cum să n-afle copii, imposibil să nu afle. Imposibil de-a dreptul, adică imposibil să nu afle. Cred că știu de aproape 30-50% din copiii români, cred că știu de dat despre treaba asta, bă. Deci, pe bune, n-au cum. Efectiv, dacă e pe online, internet public, chestiile astea, vorbesc YouTube, vorbesc de pe Facebook, nu știu, chiar așa, n-au cum să n-afle. Cred că deja știu toți copiii, dar părinții mai pe sală, ai sală. Nu știu nimic, adică pe bune. Mesajul de ajutor în caz de sinuchidere din Roblox este o notificare pe care contul oficial Roblox o trimite unui utilizator direct prin mesaj. Acest mesaj a fost creat datorită faptului că mulți utilizatori au fost postat mesaje care au îngrijorat personalul și moderatorii. Utilizatorii publicau cel mai frecvent fraze și imagini profunde pe Roblox pentru a exprima sentimentele principala problemă fiind sinuchiderea. Ca parte a obiectivului Roblox de a menține o comunitate sigură și fericită, un mesaj automat este trimis utilizatorilor care utilizează Roblox pentru a se exprima luptele cu viața
Scopul clar al acestui mesaj este de a-l încuraja să nu mai împărtășească acest lucru. Pe Sisis mai degrabă să cheară ajutor în alt mod. Se arată într-o postare pe unul din forumurile oficiale ale fanilor acestui joc online. Deci, da, acum vorbesc despre treaba asta. Deci, da. Deci, e interesant din punctul meu de vedere. Deci, da, interesant, da. Interesant și trist în același timp, să fie cam sincer, unde s-a ajuns cu omenirea asta. Ce au ajuns să facă copii în ziua de azi. Să se sinuchidă dacă nu ți-a poți juca jocurile lor favorite, chestia. Adică în cele fasuri, dar totuși, adică asta e deja trist. Deci, da. Deci, am văzut acolo un film unde un soldat era înghesat și se trezea anul 2020 pe acolo parcă, mă rog. Și omenirea era foarte, 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 foarte proastă. Și când spun foarte, foarte proastă, este, nu cum crezi, este moare proaste, te moare că se eradicați de una singură de proaste, moare de, este, nici fac ca nu știu cum să explic, cum să mai stream, cum să spun astea, că, deci da, și acum să văd chestia astea, bă că cam da, omenie mai aproape ca niciodată să, viitorul, adulții sunt de vină, părinții copiilor ăștia care vor să se duchidă sunt de vină, părinții sunt de vină dacă lor, adică înțeleg, au treabă, nu au timp de copii, că e dar prea mult, adică îi lasă să se distreze prea mult pe tablete, chestiile alea, să se joacă acolo, pe calculator, pe acolo, prea mult strică, vorba aia, că e prea mult strică, deci da, dacă e vina părinților. Și Roblox are probleme cu comunitatea. Dar asta e altă poveste. Deci da, asta e altă poveste, dar totuși, în alte ordine de idei. Dacă ăstora, deci da, e vina părinților, dar că părinților avea mai mult timp de pentru copiii ăsta, dacă ar trebui mai mult timp cu ei, ar fi mai bine. Nu cred că ar ajunge copiii în anul ăsta să se sinuchidă dacă nu sunt lăsați să facă ce vor ei. Ei se vină părinților, părinții i-au făcut așa. Efectiv, așa a crescut părinților. De fapt, copiii s-au crescut de unul singur, jocul, cu chestiile alea. Adică, da, adică e problema părinților. Părerea mea, chestiile alea. Nu știu, vreau să știu. Spuneți părerea voastră în comentarii, vreau să văd ce părere aveți voi despre treaba asta. Deci interesant, adică în punctul meu de vedere, așa că este interesant, nu alta. De, nu credeam că o să se ajungă, nu o să ajungă copil să facă chestii din alea. Deci da. Și la Roblox, adică pe bune, adică poate la Doki Doki acolo. Adică ca, nu m-aș mira să vorbezi Digi despre Roblox acum peste 45 ani, nu m-aș mira, pe bune. Ai să muri de râs. Nu alta. Deci da, eu sunt chiar la ruga pe Digi să facă chestia asta. Și peste 10 chiar nu mă interesează să fac acolo, să-mi dea content pe acolo, să vorbesc eu despre ei, să fac, bag joc de ei. Chiar nu mă interesează, chiar îi rod. Care îi rog, bă, pestica de la Digi, ce fac chestia asta, nu alta, prea tare, deci ea da. Cam da. Ce se întâmplă, bă, eu aș vrea să văd că urmează, adică, da, adică Doki Doki, așa că am uitat, deci Doki Doki acolo, copilul ăla acolo, englez, care s-a ținut chis,
că duc, adică știu și motiv, adică nu știu, adică nu prea știu, dar știu că se întâmplă în Doki Doki și cred că îmi fac, parcă, cred că îmi pot face o idee de chestia asta din ochis. Dar totuși, de, cred că avea și puține probleme mentale astea, adică s-a zis că am mulți Doki Doki și nu am prea nimic, adică cred că era el așa, o să-i dai seama, cum să explic, nu vreau să chiar așa mai și mort om, adică nu vreau să spun prea multe de, detalii despre ele, că da, dar cred că nu prea avea niște probleme astea mentale, nu știu, chiar nu vreau să spun asta, adică cum să explic asta? De, mă rog, înțelegeți voi. Nu vreau să spun că aveam probleme, dar nici prea stabil era. Deci, da. Adică, înțeleg, Doki Doki de la Kezoka la Roblox. Ha, mă rog, ce s-a ajuns cu lumea asta. Ceva de sperea, nu alta. Ce a ajuns copiii să facă în ziua de azi, ha, mă rog. Și tot în vina părinților, că nu poți să ieși să aibă grijă de copii, așa, le iasă acolo să facă, le dau acolo. Că se joacă acolo, se chiar așa, e prea, prea tare, adică prea bune. Deci, da, sunt curios să-i urmează. Gafa Live? Chestii din ele, adică, da, ce urmează oare? Sunt și eu cu partea frumos, Minecraft. Adică, da, mă rog, la revedere, sper că v-a plăcut. Ai! Ay, I walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I love that chopper, eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body.